proiectul de la 0 la 8 este deja finalizat. Proiectul de la 0 la 8 este finalizat. Mai avem 2-3 avize de obținut, avizul de la DRDP, având în vedere că ne pornim din drumul național, de la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru că e lucrare de intervenție și mai avem de la CEZ pentru că există o rețea de electrică care va trebui deviată astfel încât elementele geometrice să respecte prevederile naționale. Va fi o lucrare destul de dificilă pentru că a fost realizată nu este singurul obiectiv de infrastructură ce privește drumurile care aici în grijă a Consiliului Județean, nu doar Craiova Cetate, care deja a fost depus în programul operațional regional, vom lucra și pe cele două tronsoane, Giurgița Băilești, Băilești, Plănița, Limita Județeană, Plănița. Să începem proiectul tehnic, am uitat de la tabularea și la cadastrarea podețelor, orice poate domnul